Lucrările de reparație la podul peste pârâul Vâmășoaia de pe șoseaua Bucium din Iași au intrat în ultima fază, după o perioadă îndelungată de stagnare, spre nemulțumirea șoferilor care se confruntă cu restricții de circulație. Anunțată în martie 2023 de Primăria Iași, lucrările au fost tergiversate enorm de mult, deși vorbim despre un pod de 19 metri lungime și 20 de metri lățime. Proiectul de modernizare a șoselei Bucium, lansat la sfârșitul anului 2020, a fost licitat în mai 2022, iar contractul semnat în august același an. Însă autorizația de construcție a fost emisă abia în martie 2023. De atunci, ritmul de lucru a fost lent, iar până în prezent, doar jumătate din lățimea podului a fost abordată. La București, autoritățile din sectorul 6 au făcut un bulevard în numai un an. La fel, în timp record, în Oradea, autoritățile au realizat un pasaj suprateran. Iată că la Iași, primăria are nevoie de un an să finalizeze modernizarea unui podeț de doar 19 metri. Lucrările la podețul Vâmășoaia ar putea fi realizate și finalizate în următoarele zile, anunță municipalitatea. Lucrarea a fost oprită după ce primăria a anunțat că întârzierile sunt cauzate de intervenții neprevăzute pe partea companiei care se ocupă cu furnizarea gazului. Atât șoferii cât și pietonii și-au pierdut răbdarea, întrucât circulația este îngreunată. Zilnic se formează cozi kilometrice de mașini, iar pietonii sunt nevoiți să traverseze zona pe stradă. Păi, mi se pare foarte urât. De cât timp știți neapărat? În primăvară s-a început lucrările și nici acum nu a terminat. Și foarte greu nouă. Pietonii. Da, traversăm pe aici, stăm să așteptăm să vin mașinile, ne fac semn că nu e aceea trecere mai încolo, foarte urât și greu. Trebuiau finalizate din septembrie, așa am auzit și eu, că trebuiau 2-3 luni durează, dar a durat mai mult. Nu mai a lucrat nimeni aici, da? Și acum, recent am acum, da, exact, au mutat cablurile alea, stau cam cu cablurile alea, au stat 2 luni și jumătate, trebuiau, erau pe acolo și le-au mutat un metru mai încoace. Că trebuiau finalizate în septembrie. Știu când trebuiau finalizate, s-au trezit că au rețele după ce s-a făcut proiectul, după ce un an de zile înainte s-au făcut tot felul de sondaje să vadă traseele de cablu, știau de înainte, da, asta e România. Cum vă este dumneavoastră ca pieton? Uitați, stau mai încolo, ajunge escavatorul în sapă șanț în fața casei în jumătate de oră. Greu, foarte greu, uitați, și pe partea aia și pe partea aia. Și traversăm, uitați cum traversăm, foarte greu. Știți că lucrurile trebuiau finalizate din septembrie? Nu știam asta, am văzut că s-o întârziat, nu știam că se termină atunci, dar toată vara așa a fost. Cu ploi, cu noroi, foarte greu. Municipalitatea a anunțat că lucrările în zona podețului Vâmășoaia se vor finaliza în câteva zile, iar data preconizată pentru încheierea lucrărilor la șoseaua Bucium este de 31 decembrie 2024.